9:21. Dumitru, îți aduce aminte ce făceai când ascultai Albano și Romina Power Felicita, mulți ani în urmă? Da. Imitai fetele la dans. Era, mai ales când pe litoral, cum era atunci trenul tineretului și ăsta era, Costineștiul era full. Și erai și tu acolo printre cei care... Am fost de vreo 2-3 ori. Romitic că seamănă un pic cu Albano. Deci o codăm acum pe Romina Power la radio? Serios? Ei, nu că a zis că nu vrea să fie mai înaltă. Cu maxim 3 cm a zis că trebuie să fie mai înaltă. Nu, sau Raluca a zis, de fapt. Vreodată, de ce caută femeile bărbați mai înalți și bărbații femei mai piticuțe decât ei? Nu m-am întrebat niciodată. Asta e pentru că orice femeie are nevoie de siguranță în viața ei, să fie protejată. Și când e în siguranță, scoate din ea tot ce e mai frumos. Și atunci bărbatul care e mai masiv îi dă senzația de protecție, așa, că poate să o ia pe sus în brațe, să o treacă pragul, că poate să o apere de căței care mușcă. Și dacă o lovește cu capul de pragul de sus? Lovește cu capul de pragul de sus și asta apreciază inclusiv femeia. Le așteptăm pe ascultătoare la 0372069599 să ne sune și să intre în legătură cu Dumitru, pentru că am încercat un pic și am reușit. Îi mulțumim doctorului Cristian Andrei că a mai destins puțin atmosfera, că noi nu știam ce să facem. Să avem în fiecare dimineață. Da, am crezut că ne pricepem, dar se pare că nu. E nevoie de cineva specializat, nu? Atunci când încerci să familiarizezi pe cineva cu un studio de radio și cu ce se întâmplă aici. Dumitru, ești mai bine astăzi, da? Ești ok? Sigur, mai bine, ești ok. Au început să sune ascultătoarele, așa că vom intra chiar acum în direct. Să vedem cum te descurci la proba practică. Bună dimineața! Dimineața! La proba practică? Bună dimineața! Marin din București. Te ascultăm. De fapt, uite, să facem legătura cu Dumitru. Da, să rămâne la doamna. Bună dimineața și mă bucur să te aud. Și eu. Da, aș vrea să spun și câteva întrebări și aș avea o întrebare și pentru domnul doctor Cristian Andrei, dacă mai este în studio. Da, sunt, sigur. Aș profita de ocazia asta. Pe tine aș vrea să te întreb în primul rând dacă stau încă în dubii dacă să mă scriu la concurs sau nu și de asta aș mai vrea să spun câteva întrebări și mă bucur că te întreabă și... Hai, lasă bine, Mariana. Da. Deci aș vrea să știu dacă îți place să dansezi. Da, sigur îmi place. Da. Și o întrebare mai delicată și dacă vrei să nu răspunzi, dacă ai dat vreodată într-o femeie. Nu, n-am dat niciodată într-o femeie. Asta mă bucură. Da, de ce mitică? Pentru că nu poți sau pentru că nu vrei? Nu, pentru că nu vreau și niciodată nu cred că femeia este un obiect care trebuie lovit. Mm-hmm. E, cum este? Da. A trecut proba? Da, mă bucur foarte mult. Deci te înscrii, da? Te înscrii la concurs. Da. Te așteptăm pe site, europa.fm.ro. Da, aș avea o întrebare și pentru domnul doctor, dacă se poate. Sigur că da, poate găsesc și pe cineva. Da, deci pe mine mă interesează să-mi spună, să dânsul este cel mai avizat. De ce bărbații în momentul în care se duc în altă parte nu vin liniștiți acasă și mulțumiți? Pentru că eu mă gândesc că unde se duc ei se simt foarte bine și ar trebui să vină mulțumiți și liniștiți acasă, fericiți. De multe ori bărbații se duc la întrecere cu alți bărbați. Se duc în tot felul de locuri unde se dau mari toți cu ce au făcut, cu cât au făcut și așa mai departe. Și de obicei câștigă unul și ceilalți, să zicem că sunt 15 bărbați, unul câștigă și ceilalți se duc nervoși acasă. Și trebuie să descarce pe cineva mai slab decât ei neapărat. Și se uită în stânga, se uită în dreapta și dau de cine? De soție. Face mâncare acasă, da. Vreau și eu să te întreb ceva. Da, în momentul în care ai pus întrebarea asta, Nu, asta e problema ta. Altceva vreau să te întreb. Te referi la bărbații care au o relație în afara căsniciei sau în afara relației de acasă? Ai înțeles, Monica, bravo. Da, exact. Și eu mă refer la fostul meu soț care după 17 ani se ducea la dame de companie. Și venea tot nervos acasă. Și venea nervos. Nu păi înțeleg de ce nu-i mulțumește dacă tot e. Eu acum, nu știu, mă bag și eu în discuție așa, dar eu spun așa ce mă duce pe mine capul meu de femeie și mă gândesc că venea nemulțumit acasă pentru că poate se simțea prea bine acolo și îl deranja că trebuia să vină din nou acasă într-o zonă în care știa că are responsabilități. Nu? Un bărbat mi-a spus un lucru foarte interesant despre damele de companie. Mi-a zis, domnul doctor, știți care e diferența între dama de companie și soția mea? Că damei de companie îi dau bani ca să plece. Soției nu poți să-i dai bani ca să plece, o găsești tot acolo. Și unii sunt nervoși să găsească aceeași femeie cu aceleași obiceiuri
în fiecare zi acasă. În schimb, pe damele de companie le pot schimba relativ ușor și pot să plece de la ele fără să aibă reproșuri. Marina, mulțumită de răspuns, da? Da, dar atunci de ce să vină de acasă? Bine, îți mulțumim că ne-ai sunat. Trecem la Maria din Arad. Bună dimineața, Maria! Maria s-a plictisit probabil așteptând deci să vorbească cu Dumitru. Deci discuții interesante. Da, dar să revenim la Dumitru, pentru că putem continua discuțiile. Uite, îl putem chema într-o dimineață pe doctorul Cristian Andrei după ce terminăm campania. Să-l chemăm mai multe dimineți. Multe dimineți și vom vorbi despre toate aceste lucruri. Însă acum ne concentrăm pe Dumitru și pe perechea lui. Te descurca foarte bine, să știi, cu Marina. Trecem la o altă ascultătoare pe care o să o luăm în direct imediat. 0372069599. Acesta este numărul de telefon. Aici vă așteptăm în direct. Vorbiți cu Dumitru, cu doctorul Cristian Andrei, cu Monica, cu cine vreți în această dimineață. Să vedem dacă ni se face repede legătura. O avem la telefon pe... Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Top, Mihaela de la Sighișoara. Mihaela, ne-ai sunat și ieri, când ai încercat să vorbești cu Dumitru. Ești hotărâtă? Aș vrea să știu... nu știu dacă sunt hotărâtă. Aș vrea să știu ce părere are Dumitru despre persoanele foarte tinere care s-au înscris pe site. Da, să rămâne, doamnă. Bună ziua! Nu știu ce caută ele, dar ele se pare că caută doar o cină romantică sau ceva care, mă rog, să-ți petrească seara cu un bărbat. Numai da, probabil, cred că asta e răspunsul pe care mă așteptam sau vreau să-l aud. Păi bine, stați un pic, dar care e problema? De obicei, așa cum femeile caută bărbați mai înalți, tot așa bărbații caută femei mai tinere. Nu, pentru bărbați, că... Bărbați, aș vrea să-mi spună Dumitru dacă caută femei mai tânără. Nu, pentru că dacă dumneavoastră ați fost atentă și la începutul și emisiunii, asta eu am spus că dacă este să fie o persoană care s-a înscris sau ceva, am dat o limită de vârstă, între 37 și maxim 45. N-am fost așa. Doar atâta? Rău? Doar atât. Și dacă e ceva mai înârstă decât dumneavoastră, domnitică? Nu prea merge. Nu merge numai de aia? Nu mai de asta, nu știu, nu sunt bărbatul care, cum să vă zic, să vă explic dumneavoastră, să fie persoana de lângă el mai în vârstă. Mm-hmm. Deci probabil că Dumitru tot dorești pe cineva cu capul pe umeri, nu? Dumneavoastră ce credeți? Cred că da. Deci îmi pare bine că gândești așa. Mie mi se pare că fetele astea tinere ori nu știu pe ce lume se află, ori chiar știu pe ce lume se află și nu vor prea mult să muncească. Și atunci ce spun? Da, zic, Dumitru e perfect pentru că are un serviciu, plus de asta în timpul liber mai e și taximetrist. Deci clar că eu nu va trebui să muncesc foarte mult. Vă că ați înțeles foarte bine. Da. Pe unde stați prin Sighișoara? Glumesc. Deci e o comună, Albești, lângă Sighișoara. E faină, da, are mulți mergi. 5 kilometri, deci chiar în continuare. E și un hal frumos acolo. Mulțumim că ne-ai sunat și te înscrii pe site. Acum ai sunat de dor, cred că te-ai convins că merită. Cred că o să mă înscriu. Câți ani ai? Da, de ce? Păi v-am spus 40. 40 de ani. Fii atentă că ești chiar la mijlocul intervalului de dormit între 37-45, ești acolo. Deci te așteptăm pe site. Da? Da. Bine, îți mulțumim foarte mult. Dumitru, la revedere. Toate bune. Luăm o scurtă pauză, miștirile pe scurt, revenim după aceea în direct cu doctorul Cristian Andrei, cu Dumitru și cu apelurile ascultătoarelor la 0372069599.